Prefectul Capitalei Toni Grebla a cerut autorităților măsuri de protecție a populației în următoarele zile în capitală, asta în condițiile în care în București sunt prognozate depășiri ale indicelor de confort termic și transmiterea de mesaje alert se numără printre măsurile solicitate de prefect. La scurt timp după atenționarea de caniculă din București, prefectul Capitalei Toni Grebla a cerut autorităților administrației publice locale să ia măsuri precum stropirea asfaltului. Prefectul Capitalei a solicitat să fie puse în aplicare măsurile stabilite prin planul pentru prevenirea, diminuarea și atenuarea efectelor negative ale caniculei și secetei, precum și altor fenomene meteorologice periculoase ce se pot produce în perioadele de vară pe teritoriul municipiului București. Totodată, primăriile și comitetele locale pentru situații de urgență vor dispune măsuri în vederea stropirii asfaltului dimineața și seara, se arată în comunicatul transmis. Prefectul Capitalei a solicitat membrilor CMBSU să urmărească personal implementarea măsurilor stabilite. De asemenea, se vor emite conform procedurilor mesaje ro-alert în cazul avertizărilor nowcasting de cod roșu și în situațiile care se impun la cele de cod portocaliu. Și serviciul de ambulanță București-Ilfov și Smurd-București vor transmite prefecturii municipiului București zilnic informații privind numărul persoanelor care au solicitat primul ajutor conform ordinelor prefectului Capitalei.